Hai să salutare și bine ați la nou episod. Stăm acum pe Regem P, după cum vedeți. Bă, de început vreau să zic că sper că funcționează totul bine, microfonul în altă, o să vedem imediat, să vedem dacă ne-au băieții. Salut, Moz! Am făcut niște update-uri aici, mă. Mouse? 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 Deci m-au auzit, nu? Da, am înțeles. Salut, Mouse? Nu m-au vrut să văd dacă e ok cu corzele vocale, știi? Ok, mersi. Bun. Ce facem noi astăzi? Facem felul următor: transport, servicii. Am nevoie de un... Nu că facem fel pa cumva. Capa. Jucători, locuri de muncă. Și o să ne mergem, cred că, la fermier. Sau o pizza. Hai să vedem cum se face jobul de pizza, mă. Dacă tot stăm pe aici, că și așa n-am mai făcut de foarte mult timp. Dar de ce să... treburile astea? Mă rog, mamă, dar ce urât să vede, boss. Mamă. Să vede și faza lungă și faza scurtă și totul, băi, ești nebună, de ce mă deranjează? Nu se poate opri cumva, adică... Da, nu știu. Bă, hai să vedem cum e jobul de pizza. Că nici nu vreau să mă duc la fermier, am făcut, nu știu dacă am postat episodul. Nu cred că l-am mai postat episoadele alea, că am avut niște probleme, m-am certat cu toată lumea, în fine. Hai că... din cauza microfonului, că nu mi s-a auzit deloc, adică stai să văd acum cum s-aude, ok sau... Da. Mă rog. Da, asta văd că e bine. Și asta. Ok. Hai să plecăm. Vreau să văd de un garaj rapid. Am mâncare și apă. Stai că nu mai știu comenzile. 2 minute. Nehe. Vicky. Ai zis ceva? Mă auzi? 0-100 cu spatele. Eu cu spatele, tu cu fața. Hai că da. Da, vreau, am nevoie de meniul ăla de la joc. Ce? Lasă, frate, pleacă de aici, hai că te... M-am înțeles. Da, player de valoare. Mă rog. Hai să facem noi treaba asta. Pe doi parcă. Se va deschide, deschidem cu mașina, da, în fine, le încurc eu pe amândouă. Bun, pentru că nu vreau să mă angajez, ne-am băgat ca pizza boy. Și hai să vedem despre ce e vorba, ce trebuie să iau, ce trebuie să... Să vedem, mamă, dar de ce să văd luminile chiar așa de mari? Pentru că ți-o de unde obțin pizza? De unde am iau mașina, să începe livrările, de unde am iau mașcutele de pizza, se pot ridica de pe masa din spatele tău. Va trebui să ai bani la tine pentru a achita comanda, iar apoi vei recupera banii în momentul livrării. De unde am mașina spălată, în stânga pe țării se află o parcare privată, de acolo poți lua mașina, unde livrezi pizza, la ce pentru? Da, mă rog, să începem. Salut, Maus! Colegul Maus? Colegul Moz? Ah, ok. N-am știu de unde luăm astea. Dacă nu mai știu. Deci am luat pe undeva la 30 de pizza. Auzi, cum e aici? Cum îmi arată pe unde mă duc? Mai am cu 15. Cam așa. Pe unde merem cu astea? Gen, de unde au mașină și alea?
Mașina o iau pe eu din spate. Stai că nu mai știu dacă m-am... Ok, bun, mersi. Ok, gata, hai. E vreo 15 pe să ajung la masa de pe radar, ok. Ok, și acum... Hai că mă duc după băiat. Da, băiatul nu vorbește. Cred că, nu, majoritatea au probleme cu treaba asta, știi, cu microfonul, că... Na, e ciudat. Mersi, mersi, mersi. Dar stai, de unde e? Poți să iau cu oricare sau cum? Care din ele? Colegul, mă auzi? Ăsta din mașină. Mă auzi, mă? Da, da. Păi da, dar de unde e garajul, gen, că nu... Apasă. Ah, mă rog. Ah, bun. Ia uzi. Ține-mă strâns în brațele tale. Să nu mă lași nici când și alină-n visele doar cu o sărutare. Și spune-mi ce vreau să aud. Livrator de pizza, tată. Așa-i? Băi, trebuia să iau un pic mai multe, dar în fine, hai să vedem cam cât, cam cât ne dă. Deci, status, normal, 2, 5, 7, 2, 8, mă interesează cam, da, mă rog, informațiile, cum văd de informații, ID, 2, 5, 7, 2, 8, opa, aproape 2 ore, hai că până la 10 avem mult, bă, o să încercăm cumva să facem live-uri pe, da, pe joc, să fie ok, să pun alta. Dar nu înțeleg de ce se vede joc cu așa, mai deschis la culoare, mai... Nu știu, gen... Înainte la audio arăta destul de ciudat, acum nu... Da. Ninutarea zice prea multe. Trebuie să schimb faza cu... Mamă, ce fain e făcut aici, bă, ești prost. LOL, ce fain e. Vreau să văd mai multe scheme la serverul ăsta, vreau să mă poziționez mai bine pe el, pentru că din câte am înțeles tot așa e de roleplay, bine, na, vedem. Și vreau să mă pun o perioadă, chiar așa avem mult de așteptat oricum pe Five, am încă 9 zile, fac de aia, adică, mă rog, mi se pare destul de fucked up. Nu mai răspuns, adică bă, mai răspund la e-mail că se verifică încă și chestii de genul, adică da. Deci, da, în fine. Ok. Undeva, cred că pe aici. Bine că și băieții conduc destul de mult, adică da. Ia bă că au luat model ăla, frate. Ui, deci ai plătit 50 pe una și bine, ai dat, da, 5. Câte mai am acum? 25, bun. Hai că fix aici aproape avem, nu e nicio problemă. Bă, sper că vă plac episoadele astea pe server. Nu știu câți dintre voi jucați aici pe server. Dacă te joci și așa mai departe, lasă și mie aici un mesaj să vedem. Bă, a făcut super repede banii. Gen. Nu pot să zic mult. Oi. Făcut super repede banii. Nu mă așteptam chiar așa de repede, adică fac de, numai faza că nu, trebuie să stăm la farm, mai e 100% clar, nu pot să comentez sau așa mai departe. O să stăm la farm și asta e, să vedem despre ce e vorba, mai mult, să cunoaștem și noi serverul, că nu, niciodată să nu uită cu părerea, iar sistemele pe care, un exemplu, le oferă pe o platformă nouă, da, deocamdată văd că s-a rezolvat problema și cu câte m-am de dat o pizza. Deocamdată observ că am rezolvat și mica problemă cu microfonul, că nu mă auzeam pe joc și aia mă oprea destul de mult la făcut asta, roleplay, și da,
Hai să oferim și noi o șansă, să mai jucăm și Five-M. Clar că abia aștept să scoată banul. Deci, clar pe Five-M. Să mergem înapoi să ne jucăm, da? Frața mea a pus 500 și ceva de player pe server, adică și aici, adică... Na, majoritatea stau la farm, majoritatea sunt mafii, majoritatea fac alte joburi, chestii de genul. Și e făinuc, adică hai să vă oferim o mică șansă, nu? Până la urmă n-ai ce pierde, nici ce câștiga, deci... Na, mă rog, iar aici nu cred că să ștem mașini și chestii de genul. Așa că... Câte avem? Mai avem alea 3, ok, avem 8 la noi, după aia trebuie să mai mergem încă o dată. Ar trebui cumva să mă duc să-mi iau un ghiozdan. Dar pentru ghiozdan, nu roleplay. Să vedem de ghiozdan pentru a avea mai multe kilograme. Sau e fază de roleplay și mergi să faci sale și chestii de gen. Da, mă rog. Vedem. Imediat. Sau poate un pic mai încolo. O să mă duc să mă întreb și eu. Vreau să mă pun un pic mai bine. Deci, da. Și așa, fiecare zi câte un episod, câte... Știi? Da, fiecare zi oferă alt content. O să zic, da, da. Câteodată stai și te plisești, câteodată nu. O să facem pe zile. Că la eu, cumva la asta m-am gândit. Într-un fel. Și aș vrea să fac pe zile. Deci ziua 1 pizza, apoi ziua 2 farm și așa mai departe. Cred că da, mă rog. Am apăsat unde nu trebuia. Cât avem de dat? 5. Noi mai avem 5. Perfect, fix ultimele 5. Și apoi mergem noi după aia. O să mergem să mai culegem mai multe. Dar 5 zile, fii atent ce bani mulți ai făcut. Adică gen, pot să recomand ciobul ăsta de pizza boy și de fermier, că am văzut că și la fermier se face destul de bine bănuții. Nu trebuie să te cumpli mai mult, numai că aici ai mai multă interacțiune ca pizza, știi, și interacțiune fiind cu colegii, fiind cu, na, la roleplay, un alta, știi, chestii de genul. Da, mă rog, lăsăm aici, asta e. Mai am 5 pizza ca idee, adică, na. Dacă mă, nu mai știu pe unde intrarea, bă. Ui, e în față, nu? Sper. A, pe aici oricum nu puteam intra. Nu cred. Lucrul tău nu se află în apă. Stai un pic, trebuie să fiu cu mașina de la pizza, mă. Păi și eu cum mă fac cu mașina acolo? Ca idee. Hai să vedem. Sper să nu comenteze careva că, da. Stai să pun asta. Hop. Da, dacă și asta e roleplay, gen. Că n-am pe unde altundeva. Să mă duc așa aproape. 550, 7000. Rapid, ați văzut cu câți bani a rămas. Dacă... Eu v-am pupat. Asta a fost prima zi. Bine, nu pot să pun să zic episoadele de când am făcut caracterul și chestii de genul, că, da, cam de pe aici, Ogelan. Hai să merg până acolo. Vreau să testez acum pe videoclipul, mai țin până atunci. Și nu știu pe unde ar fi bază de moduri. Trebuie să văd. Că pe Five-M parcă era pe F3 sau cât, aici nu știu pe cât e, adică, na. Ia să facem noi o mică poză așa de thumbnail, dacă toți suntem pe aici. Așa frumos. Da. Pizza boy. Bun. Ba, așa mă bucur că am găsit, nu știu dacă am zis, cred că am zis pe episod, am găsit thumbnail-urile vechi pe care le făceam. Ce am, putem să le mai modificăm, putem să facem mai multe scheme, știți voi? Adică, gen, bro, what? Lol, așa a trecut pe acolo, de n-ai avut nicio treabă. Ia, băieții, mașinile mai bun, mai...
Combina, mai în alta. Da, văd că băieții cam stau și la roșu acum. Nu știu, că noi cu pizza merg mai repede. Glumesc, mă, adică, na, nu mă luați în serios. Ce mașini au. E nebun? Am avut cu cât îl sancționez și pe pizza, băi, pos. Că, na, facem job. Da, asta e mașina, ăsta e jobul, unde ne-am făcut norocul. Da, na, nu mai contează asta. Ajunge și noi acolo, dincolo. Și apoi... vedem. Că n-am văzut că majoritatea își văd de treabă, deci nu prea poate dacă aș fi să mă duc pe undeva mai odes mai multe persoane, chestii de genul, deci poate, poate așa, știi? Bă, da, au, mașini sunt destul de bune și la prețuri mari, adică pe țări, orice, un exemplu, cred că trebuie să stau la farm destul de mult. Nu știu de cât timp e deschis serverul. Cred că e de ceva timp ca idee, adică, da. Hai să vedem dacă mă aud asta. Salut, colegi, mă auziți? Da, colegul. Ah, ok. Cum e, faceți bani aici? Puțină. Auzi, dar o geantă de unde ne putem cumpăra? Să luăm mai multe. Scuze, n-am înțeles ce să cumpăr. Geantă. De unde geantă. Putem cumpăra? Geantă. A, geantă. Nu știu că și eu caut, nici eu nu mi-am cumpărat. Ok, hai că vedem noi după aia. Trebuie să nu întreb. Salut. Există geantă pe server pentru mai multe kilograme. Hai să vedem, cam de unde se poate cumpăra magazinele de haine, mă, până la urmă, na. O ves. Hai că vedem ce răspunde adminul și ne auzim într-un alt episod, așa că vă pupa, nu uitați de butonul de like, subscribe și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!